foarte greu să găsesc cuvintele după perioada asta puțin mai nefastă pentru noi. Aveam așteptări mult mai mari vis-a-vis de jocurile pe care le-am disputat și e puțin cam greu pentru mine să îmi regăsesc cuvintele. Dar asta face parte din fotbal și trebuie să fim pregătiți și pentru rezultate mai favorabile. Așteptările noastre au fost foarte mari, mai ales la jocul cu Dinamo. Din păcate, n-am reușit să fructificăm pasa mai proastă prin care a trecut Dinamo. Consider că la jocul cu noi, sau de la jocul cu noi, o să-și revină și ei, dar partea aia nu ne încălzește pe noi. Sper ca la jocul de la Iași să arătăm o altă față și sunt convins de asta, pentru că băieții sunt motivați. N-am apucat încă să discut cu ei despre greșelile pe care le-am făcut, că am avut câteva cursuri pentru licență, dar astăzi mai mult ca sigur o să discutăm. Sunt convins că băieții sunt conștienți, sunt mult mai responsabili față de începerea campionatului, de prima etapă. Au acumulat acum și experiență, și negativă, dar și pozitivă din lucrurile sau din înfrângeri. Eu spun că am învățat mult, iarăși revin la faza de apărare, începem să arătăm mai bine, suferim la faza de atac. Și aici o să încercăm să abordăm altfel, mult mai curajos, jocurile care ne așteaptă în continuare. Cu Dinamo ați avut și probleme de lot și au revenit Ișvan, Cuiban, cei care au lipsit. Da, am avut și avem în continuare. Ișvan nu și-a revenit încă, face tratament, are o ruptură musculară. Sper să-și revină cât mai repede. Cuiban încă n-a intrat în programul echipei, face separat, dar face antrenament. Nicolici, la fel, el e puțin mai avansat față de ceilalți doi, face antrenamentele normal cu echipa. Sper ca pe viitor să nu avem jucători accidentați. Asta îmi doresc înainte de fiecare campionat și în timpul campionatului, să putem să ne folosim de fiecare jucător. Pentru că, până la urmă, avem nevoie de toată lumea. Iar și-a arătat și în play-out anul trecut și în acest debut de sezon că e foarte puternică pe teren propriu. În aceste condiții ar fi bun un punct la Iași? Noi mergem pentru 3 puncte. Da, Iași a arătat și s-a demonstrat anul trecut că sunt o echipă bună. Chiar dacă în vară au fost multe mișcări, au fost mulți jucători care au fost aduși acum la echipă, la momentul de față sunt pe vară. Sunt o echipă, sau cel puțin așa par, o echipă omogenă, mai omogenă decât noi, dar noi, prin dorința noastră de a strânge cât mai multe puncte, trebuie să fim mai curajoși pentru a putea aduna puncte, chiar și la Iași, și trebuie să fim mai lucizi la faza de atac. Patrick, din punctul meu de vedere, ai fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei în meciul cu Dinamo, chiar dacă jucai împotriva echipei tale de suflet. Ai reușit totuși să-i superi pe suporteri la final. Cum explici episodul ăla? La sfârșitul meciului am mai rămas puțin pe teren, am mai discutat un pic cu fostii colegi și am ajuns un pic mai târziu la galerie. Mai întâi am fost cu colegii, apoi am fost la galeria lui Dinamo. Iar în al doilea rând, nu cred că este un lucru necunoscut pentru lume faptul că m-am născut la Dinamo și că Dinamo pentru mine este mai mult decât un club. Dar asta nu înseamnă că nu dau totul pe teren pentru ca echipa la care joc să câștige.
Eu îmi respect colegii, respect conducerea și respect suporterii. Luni, ce se va întâmpla la Iași? Strategie nouă? Încercați ceva nou? Jucătorii cam tot... să luăm primele 3 puncte în deplasare. Abordare nouă, nu pot să spun că acum, într-o săptămână, putem să schimbăm sistem sau putem să schimbăm jucători. Nu, suntem aceiași jucători, același staff, mergem înainte, muncim în fiecare zi, lucrăm, discutăm. Important e ca luni seara să reușim să venim, sau după joc, să venim acasă cu punct sau puncte. Noi ne dorim cele 3 puncte. Trebuie să și putem și sunt convins că dorința jucătorilor, mai ales a jucătorilor, este mult mai mare, ambiția la fel. Cum trec etapele și am jucat cu echipe bune, o să spun, după jocuri, în discuțiile pe care le-am purtat, au realizat și ei că putem să jucăm egal la egal cu toate echipele. Aici e nevoie și de șansă, ceea ce până acum, cum am avut la meciul cu Viitorul, am avut șansă, după aia n-am mai avut șansă. Dar ne dorim cele 3 puncte. Patrick, o victorie la Iași ar avea o mai mare semnificație pentru tine, ținând cont că Dinamo a pierdut acolo. O victorie la Iași ar însemna, în primul rând, foarte mult pentru noi. Ne-ar ajuta enorm în îndeplinirea obiectivului pe care îl avem, pentru că cu siguranță ne va da un moral foarte bun pentru jocurile următoare. Mulțumim!